Domnule Gheorghe Reis, un match dificil astăzi pe terenul liderului C Seminaur Baia Mare, un match pe care din păcate l-ați pierdut 4-0, însă este adevărat, e doar prima etapă din play-off. Da, am luat repede gol, am luat repede goluri. A doua repriză am încercat să echilibrăm, am încercat să facem un pressing mai sus, am riscat mult. Am avut 20 de minute în care, dacă marcam, se putea schimba ceva. Încă o dată am riscat, iar echipa din Baia Mare a știut să profite de ocaziile oferite și au câștigat astăzi pe merit. Puteți acuza oarecare lipsă de concentrare la finalizare în echipa dumneavoastră? A fost ocazie destul de multe. Noi încercăm. Nu avem atâta calitate individuală acolo în față, dar încercăm să muncim. Asta e una dintre calitățile echipei noastre. Câteodată reușim, câteodată nu. Extrem de inspirate modificările, cel puțin în prima parte. S-a văzut o revigorare a jocului, un fost jucător al Băii Mari, de Carol. Da, el e un jucător bun, dar vine după o perioadă mare de pauză, încet, dacă va reuși să ajungă la parametri fizici buni, va fi un jucător important pentru noi. Deocamdată e în urmă cu pregătirea fizică. Ce vă propuneți de la următorul joc pe teren propriu cu Someșul Deja? Noi încercăm să tratăm fiecare meci la victorie, câteodată reușim, astăzi nu am reușit, am fost învinși de o echipă bună, încercăm următorul meci să ne mobilizăm, să strângem rândurile, să obținem un rezultat bun, mai ales că jucăm acasă. Bun, mulțumesc! Cu drag!